mergem la zona de sigură în continuare, da? Da. Nu ai nimeni nici un motiv de frontal. Competiția națională de descarcerare oferă posibilitatea celor 14 echipe să se afirme în cadrul celor două probe ale concursului. Fie că participă la proba de descarcerare sau la cea de traumă, fiecare echipaj a venit cu dorința de a se plasa pe un loc fruntaș. Este un lucru extraordinar că am reușit la nivel de țară ca să aducem în locul în care a pornit Smurdu deja de două ori e competiția națională de descarcerare. Iată că la două zile de sărbătorirea celei de 25 aniversări de la înființarea Smurdului. O competiție în care pentru prima dată la competiția națională de descarcerare participă un lot din străinătate, este vorba de echipa din Republica Moldova. Republica Moldova a fost locul în care, în urmă cu un an, serviciul pentru situații de urgență Smurd a depășit granițele României. Reprezentantul lotului de peste Prut, șef adjunct Sergiu Cazacu, spune că această competiție reprezintă un prilej de testare a competențelor dobândite. Este prima dată, sperăm să nu fie ultima. Am venit să cunoaștem câte mai multe de la colegii români, să luăm ceea ce e bun, de arătat ce avem noi și să ne dezvoltăm în continuare. Câți participanți sunt? 7 persoane sunt, cu paramedici și salvatori. Ajunși pentru prima dată la o astfel de competiție, membrii echipei din Constanța au așteptări mari în ceea ce privește rezultatul pregătirilor de până acum. În spatele prezenței stau ani de pregătire. Eu cel puțin sunt de 20 de ani în această branșă, colegii mei sunt de mai puțin timp, dar la ora actuală nu mai există diferențe între noi. Ei au fost instruiți, au însușit foarte bine ceea ce au de făcut și se comportă foarte bine atât la aceste concursuri de descarcerare, cât și în teren la intervenții. Sub privirile vigilente ale juriului, din care fac parte atât reprezentanța Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cât și oaspeți de peste hotare, membrii loturilor prezente trebuie să îndeplinească criteriile de evaluare. Fiecare echipă va interveni conform unui scenariu prestabilit pentru eliberarea victimelor și acordarea primului ajutor, încadrându-se în timpul de intervenție acordat. Există un barem clar stabilit pentru concursul de prim ajutor calificat și pentru descarcerare. Avem câte două echipe pentru fiecare probă. După cum ați văzut și la proba de descarcerare și la traumă, există la descarcerare culoarul 1 și culoarul 2, iar la traumă avem două echipaje, medici, asistenți, medical-coordonatori, instructori din centrele de formare. Este un lucru deosebit de important faptul că la 3 ani de la înființarea competiției naționale de descarcerare, echipa reprezentativă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș a participat anul trecut la competiția mondială de descarcerare, a declarat colonelul Dorin Oltean. Inspectorul șef al ISU Mureș și-a exprimat dorința ca orașul nostru să găzduiască în anul 2017 competiția mondială.